Knopa, spune-mi, Smiley se holbează la mine? Diana, amândoi se holbează, Smiley și Max. Pizza, ai mai multă grijă, îmi atingi părul și nu-i ok. Scuze, Nastia, nu-i vina mea că părul tău mă încurcă să pun paharele. Știi ceva, Max, mă tot uit la ele. Toate poartă roz, sunt cool, dar știm că au creierele goale. Goale! Nu înțeleg că dacă pierd basketbaliștii, pierd absolut tot. Chiar nu poate să înțeleagă asta, doamne. Smiley sunt complet de acord, doar culoarea roz în creierele lor, să știi. Nastia, de ce ești așa de rea cu pizza? N-o să mai vrea să ne servească. Maria, ascultă, când pune paharele pe masă, nu e nevoie să-mi atingă mie capul. Ascultați, fetelor, ce facem azi? Ne antrenăm? Mergem la ore sau mergem la cinema? O, Iana, când o să înveți să vorbești ca lumea? Cum adică la cinema? La film, la film! Plus că avem și antrenamentul și orele în plan. Apoi vom merge la filme în weekend. Carina, o să bem ceai acum, ți-a mai rămas vreo bomboană? Ce? Bomboanele astea nu ți le dau, tu mi le-ai oferit. Știu că eu ți le-am dat, măcar una. Costea, nu-ți dau niciuna. Ai, mersi! Nu ne mai da restul? Pizza, tu te repede să iei, că ne-au lăsat bacșiș. Acum. Ai, s-au lăsat 400! Super, basketbaliștii sunt generoși! Poți să-mi dai mie 100? I-ai primit degeaba oricum! Cum adică degeaba? Noi servim aici, ăsta-i bacșiș! Ce bacșiș mare! Crezi că primim bacșiș în fiecare zi? E prima oară pe anul ăsta! Basketbaliștii sunt cool, deci luați exemplu de la basketbaliști! Ce interesant, fetelor! Ați văzut ce generoși sunt basketbaliștii? Cred că au strâns tot anul bani ca să lase bacșiș! Vor doar să se dea mari în fața voastră! Fetelor, e clar, s-au hotărât să se dea mari în fața noastră. Nu m-aș mira dacă se vor întoarce și Smiley o să ceară bacșișul înapoi. Nu e destul loc pentru blonde. Cineva are un fâ mare. Nu e nimic, o să vină Zenia mâine și o să vorbim noi. Bună ziua, profesor Mike. Bună ziua, fetelor, ați văzut-o cumva pe Lealea? Am văzut-o, profesor Mike, tocmai a trecut pe aici. E lângă dulăpioară? Profesor Mike, spuneți-le să nu mai fie sarcastice. Mersi, fetelor, lângă dulăpioare. N-am timp de lucruri de astea. Profesor Mike, ce treabă aveți cu Lealea? Ne-am săturat de jurnalista dumneavoastră. Deci te la discutăm? Lealea, ești aici. Bună ziua, profesor Mike. Organizăm ziua sportului la școală. Serios? De ce, profesor Mike? Păi, Lealea, directorul a spus că trebuie să avem evenimente sportive săptămânale. Azi e prima zi. Wow, cool! Și ce o să facem în această zi? Ok, azi va fi prima zi, deci o să începem cu ceva simplu, yoga. În regulă, profesor Mike, și eu ce ar trebui să fac? Să meditez? Nu, Lealea, adună toate fetele, spune-le să se schimbe și mergeți în sala de sport. Eu să adun băieții. Am înțeles, profesor Mike. Cool, toate fetele în sală. Profesor Mike, credeți că yoga va avea succes? Da, Lealea, o să avem evenimente sportive săptămânale. Atenție, elevi! Ascultați, fetelor, vom avea ziua sportului în școală în fiecare săptămână. Ce? Dar noi suntem sportive! Lealea, faci glume cu noi? Dacă glumesc, înseamnă că și directorul glumește. Vom avea ziua sportului azi la școală. E ziua yoga. Fetelor, schimbați-vă. Eu și profesorul Mike vă așteptăm în sala de sport. Ce? Yoga? Ce inutil! Gigi, eu nu sunt sportivă. De ce trebuie să facem asta? Fetelor, nu pare că glumește. Ați spus că directorul a decis asta. Aoleu, ce se întâmplă? Fetelor, să ne schimbăm! O să vă învingem banii! Suntem bune la yoga! Pregătiți-vă! Fetelor, unde sunt topurile și colanții noștri? În vestiar, să mergem! Deci, păr verde, mergem să ne întindem oasele? Oh, eu nu am ce să-mi întind! Yoga e zero comparativ cu Pilates! Ratatelor, veniți? Evident! Pizza, tu de ce stai? Du-te repede la yoga! Și cafeaua? E ziua sportului, repede! Bine, Ice! Băi, veniți repede în sala de sport! Profesor, mai ce fel de yoga? Eu nu o să fac yoga, sunt fotbalist. Profesor, mai putem să facem yoga cu fetele? Desigur, băieții și fetele vor fi puși în perechi. Puteți fi cu rebelele. Yes, îmi place de proful Mike, doar să le ziceți rebelelor să accepte. Eu nu vin, toți veniți. Vă aștept în sala de sport în câteva minute. Cine nu va veni, va trebui să scrie o declarație directorului. Ole, 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 Max, de ce ești trist? Mergem să facem yoga. Yoga! Așadar, elevi, azi vom alege cei mai sportivi elevi dintre voi. Și cei mai nesportivi? Cine câștigă poate să-și petreacă weekendul așa cum vrea, dar cine va pierde va face curat în școală. E timpul să vă scuturați șuncile. Minunat, Knopa, Knopa, facem pereche. Da. Maria, Maria, suntem împreună. Iulia, sunt cu tine. Profesor Mike, amintiți-mi, cu cine voi face pereche? Cred că am uitat. Deci rebelele cu basketbaliști. Ratații cu ratatele, fotbaliștii cu prietenele lor. Cine nu are pereche poate să fie fată cu fată și băiat cu băiat.
ce? Nimeni nu ne-a spus că asta e condiția. Cine trebuia să-ți spună? Noi facem perechile cu voi. Smiley? Eu sunt cu Max? Maria, suntem flexibili. Să le arătăm tuturor cum se face yoga. Oh, ce bine că ai să o are pe pizza. Profesor, mai uitați. Prima poziție de yoga se numește rândunica. Începeți. Deci, iubito, haide. Smiley, nu mă atinge. Haide, doar yoga. Mhm. Așadar, copii, știu că sunteți sportivi, arătați-i ce puteți profesorului Mike. Ok, cine nu a văzut poziția să se mai uite odată. Smiley, să nu mă scapi. Ține-te de mine, iubito. Bună treabă, copii, arată foarte bine. Mă scotă, ține-mă bine. Te țin, te țin. Auzi, de ce ții mâinile așa, cu ce motiv? Maria, pentru că mi-e dor de tine. Foarte bine, copii, ați reușit să faceți poziția, vă voi da câte un punct. Următoarea pereche să arate poziția. Hai, Smiley, lasă-mă. Ce ai? Copii, mai repede, mai repede. E clar că nu faceți sport. Haideți, faceți poziția rândunica. Brăvatschi, te rog, trebuie să o facem bine. Iulia, nu te îngrijora, nu o să-mi scap rândunica. Patrick, ține-mă bine. Pizza, hai, și noi trebuie să facem. Măcar scoate shortul. Lasă-l, fac așa. Profesor Mike se descurcă binișor. Am înțeles, nimeni nu vrea să facă curat în școală. Următoarea pereche? Patrick, ești cam ciudat. Ce nu eu sunt? Hai, lasă-mă. Haideți, arătați-ne, e o poziție foarte ușoară. Ușor. Sunt mândru, mândru de elevii mei. Profesor Mike, nu suntem gata. Următoarea pereche. Am reușit. Oh, ultima pereche sunt frogs. Fetelor, arătați-ne. Suntem experte la yoga. Haideți, expertelor, arătați-ne. Ați auzit, expertele o să ne învingă. Sunteți costuțe. Fetelor, aveți 0 puncte. Deci poate voi o să faceți curat în școală. Așadar, următoarea poziție e mai dificilă. Nu înțelegi nimic din yoga. Ba, tu nu înțelegi. Așadar, colegi, următoarea poziție e pentru rezistența mâinilor. Faceți-o. Foarte bine, Lealea, simt că va fi mai greu pentru ei. Smiley, întinde-te. Nu, întinde-te tu. Smiley, ți se pare ok? Eu nu o să te țin. Nici eu nu o să te țin dacă te urci peste mine. Întinde-te repede sau îi zic profului Mike. Bine, bine. Mai repede, colegi, e ziua de sport. Haideți, sportul adoră viteza. Felicitări, felicitări. Diana, ești destul de slabă la asta. Profesor Mike, încercați, chiar e greu. Smiley, ești moale ca plastilina. Colegi, mai repede, mai repede. Exercițiul ăsta e foarte ușor. Următoarea pereche. Hai, Patrick, hai. Copii, arătați-ne, cred în voi. Profesor Mike, avem o problemă. Brovatski nu poate să mă țină. Poate să vină el deasupra mea? Vă rog. Profesor Mike, Iulia a făcut exercițiile la fel și anul trecut. Deci lăsați-o. Bine, vă dau voie. 1, 2, 3. Iulia, hai că poți. Următoarea pereche. Yes, am reușit. Ok, Knopa va fi greu, dar vom reuși. Knopa, hai! Copii, haideți, haideți, mai avem multe exerciții de făcut. Lealea, păr verde nu se descurcă prea bine. În regulă, blonda și păr verde, trebuie să vă eliminăm. Fiecare poziție e un eșec. Nu vă descurcați deloc. N-am reușit pentru că mi-ai dat o pereche oribilă. Dacă îmi dădeai învoiat, aș fi făcut totul bine. A fost un eșec, dar următoarea nu o să fie isterice. Bravo. Aici sunt expertele. Expertelor, arătați-ne. Poate veți reuși să faceți măcar exercițiul ăsta? Fetelor, arătați-ne. Eu cred că știu cine va face curat în școală. Dumneavoastră ce ziceți? Și eu știu. Profesor Mike, să trecem la următorul exercițiu. O să fie o bombă. Colegi, următoarea poziție e sensibilă. Eu o numesc lumânarea. Copii, faceți lumânarea. 1, 2, 3. Smiley, poziția asta e foarte complicată. Nu te îngrijora, vom reuși, iubito. Haide, suntem puternici. Profesor Mike, cred că n-ar trebui să le dăm punctul. Nu pot să fac exercițiul ăsta. Eu cred că ar trebui să le dăm punctul. E prima zi. Profesor Mike. Da, primiți punctul, da. Bine. Hai, Iulia, succes. Ok, colegi, lumânarea. Vom reuși, ca de obicei. Ai, ești cel mai tare.
Cea mai bună lumânare au făcut-o Pizza și Ice. De acord, următoarea pereche. Patrick, felicitări! Bravați, suntem full. Haide, Knopa sigur ne iese. Normal că o să putem. Păi normal, cum altfel. Colegi, mai repede, arătați-ne lumânările voastre. Felicitări, felicitări. Și ultima pereche. Oho, bine, fetelor. Deci, fetelor, lumânarea. Fetelor, sper să reușiți de data asta. Vom reuși! Ascultă, fă-o cât mai normal. Tu să o faci normal. Bravo, fetelor, ați reușit. Următorul exercițiu alea? Bun, următoarea poziție este bețele Twix. Diana, haide, poți să faci? Da, Diana. Foarte bine, foarte bine, următorii. A fost destul de ușor. Yes. Bravo! Copii, văd că sunteți foarte flexibili și sportivi. Profesor Mike, e numai prima zi. O să devină mult mai complicat. Ce face? Bravo, noi urmăm. Hai, putem să o facem. Dar normal, Iana. Ce amuzat a fost. E destul de grea. Nu pot așa. Felicitări, v-a ieșit! Bună treabă, mă surprindeți plăcut! Păr verde și blondă, voi aveți probleme adevărate cu sportul. Eu, ca să fac sport, am nevoie de bomboane. Iar eu de o boară și o să-ți arăt ce pot. Fetelor, haideți, voi sunteți ultimele. Ușor! Nu știu dacă o să poată, deși... Fetele mă șochează, nu pot să cred. Voi sunteți majorete, fetelor, capul sus, fără rușine. N-am reușit de data asta, dar vom reuși la următorul. Haideți! Sigur o să-l facem pe ăsta. Da, Smiley. Max, îmi place să fac exerciții de yoga cu tine. Deci vrei să ne împăcăm? Nu, e doar yoga. Maria, ar trebui să ne împăcăm. Exercițiu! Lelea, dă-le, te-a făcut un exercițiu, sunt prea gălăgioși. Ok, colegi, următoarea poziție e un triunghi. Deja știți cum se face. Știm! Bun. Hai, hai, pune-te. Da, acolo. Bine, bravo! Bine, bine, bravo! Nu e rău, nu e rău. Prea slăbuți pentru o poziție ușoară. Gigi, hai să facem. Hai că poate acum. Hai să și tu să ai un pic. Dă mâna. Haide. No. Sigur o să reușim pentru că mereu am putut. Da, ce să fac? Hai, pinte! Tupeo! Tupeo putuie! Hai, încă puțin! Haide, haide! Hai, haide! Haide, haide! Bine! Bine! Bravo, bravo, copii următorii! Colegi, mai repede! Yoga e un sport! Bravo, felicitări! Haide! Felicitări! Nu știu ce
Petre, așteaptă. Măcar la asta. Puteți să o faceți atunci când încercați, fetelor. Ok, și ultima poziție. Vreți să o vedeți? Da! Dar și profesorul Mike și Lealea să ne arate măcar o poziție. Da, da! Dar noi am făcut poziții. Copii? Profesor Mike, știți, eu pot să fac orice poziție, dar nu vreau să-i fac să se simtă prost. Le voi explica acum. Deci! Copii, dacă eu fac poziția și voi nu o să o puteți face, veți face curățenie în școală. Vreți să facem așa? Nu! În regulă, arătați-ne ultimul exercițiu. Ce scuză bună, profesor Mike. Bine, colegi, nu mai vorbiți. Faceți fântâna. Haideți, Smiley! 1, 2, 3! Haideți, puteți! Felicitări, felicitări, copii! Următorii! 1, 2, 3! Ei, ce faci? Ține-mi mai jos! Hai! Deci, profesor Mike, am rămas fără exerciții și mai avem doi participanți. Cine va face curățenie în școală? Lealea, sunt elevi slabi la școală. Am reușit! Da. Ok, hai să facem... Ascultă, Smiley, taci! Sau îți place de Stella? Fetelor, haideți! Sunteți ultimele! Nu știu ce să zic, dumneavoastră. Cool, azi cu siguranță m-am încălzit. Diana, ce-ți a zis, Smiley? Nu, pa, să ne vorbim acum. A fost imposibil să fac exercițiile astea cu mascota. Mi-aș fi dorit să fie ice. Am fi făcut toate exercițiile. Max e așa puternic. Profesor, mai spuneți-ne, am făcut exercițiile bine? Ice e cel mai tare. Iubitul meu e cel mai flexibil. Carina! Băi, ți-ați văzut ce puternică e Iulia mea? Eu am fost invidios. Deci, profesor Mike, cine va face curățenie în școală? Cred că nimeni. Ok, copii, am noutăți pentru voi, Lealea. Colegi, toți sunteți flexibili și aveți condiție fizică bună. Deci vom face curățenie împreună în școală și vom termina foarte repede. Deci să vină toată lumea sâmbătă la 7 dimineața cu pachetele de acasă. Vom face curat cu rebelele! Aveți dreptate, profesor Mike. Asta e școala noastră și ar trebui să avem cât mai multă grijă de ea. Așadar, vom face curat în școală împreună. Dragilor, dați like, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul și așteptați noile episoade mișto. Ne vedem curând! Pa, pa! Când vom face curățenie în școală, profesorul Mike o să vă arate mișcările lui de yoga.